Vreau să pun o întrebare. Care este viitorul adevărului și libertății? Acest binom care totdeauna merge împreună. În lumea definită de scandalul Facebook Cambridge Analytica. Și pentru a căuta răspunsul, o să merg puțin mai înapoi în timp. Să vedem o anumită tendință pe care social media și mai ales instrumentalizarea social media de către politicieni o, nu numai că o reflectă, dar a amplificat-o. Este vorba despre un eseu al lui George Orwell, Politica și limba engleză. Ce spune George Orwell în acest eseu? Se aplică astăzi nu numai la limba engleză, ci și la limba română. Bănuiesc că la orice limbă din imperiu, din imperiul fără centru. Și Orwell arată că după al doilea război mondial a existat o tendință de sărăcire a limbii, de reducere a frazelor, care înainte erau complexe și erau făcute de mai multe propoziții bine coordonate și articulate, de reducerea lor la expresii cât mai simple și cât mai stereotipe, ce numim probabil limbaj de lemn. Este vorba despre o colecție de clișee. Și Orwell arată că, de asemenea, a existat o tendință de a desprăca cuvintele de puterea lor emoțională, adică de aspectul lor uman. Așa se face că poți vorbi astăzi, spune Orwell în 1947, poți vorbi astăzi despre tragedii umane pe care guvernul tău le-a generat în anumite țări din lumea a treia, fără să te indignezi pe guvernul tău și fără să simți măcar cât de mică empatie sau simpatie pentru victime. Adică, mă rog, este faimoasa afirmația lui Stalin, tragedia unui om este o sau moartea unui om este o tragedie, moartea unui milion de oameni statistică. Ceva cam în genul acesta. Totul este dezbrăcat de aspectul uman și redus la statistică și la un limbaj tehnic. Orwell consideră că această schimbare în limbaj reprezintă viitorul în politică. În sensul că următoarea putere care se va dezvolta, următoarea putere totalitară, nu va fi nici fascism, nici comunism. Nu va fi nicio întoarcere în nebul mediu. Ci va fi mai degrabă o anumită structură de putere totalitară creată în contextul unor instituții democratice și reprezentative, în care cetățenii vor fi incapabili să mai poarte un dialog relevant despre probleme politice și implicit vor fi incapabili să mai gândească cu mintea lor. Și dacă ne gândim puțin la istoria democrației, democrația a apărut în Grecia, în Agora, unde cetățenii dezbăteau problemele cetăților și votau. În Roma era senatul în care exista aceeași dezbatere. Și în sfârșit, în democrațiile moderne, cu toate păcatele lor, democrațiile parlamentare, au avut în centrul noțiunii de democrație ideea că cetățeanul este un subiect rațional, care participă la o dezbatere rațională a interesului public și care ia decizii raționale. Aceeași noțiune a fost fundamentală și în economia de piață. Cumpărătorul este un subiect rațional care ia decizii raționale atunci când vrea să cumpere ceva și ca atare cel care vinde trebuie și el să fie un jucător rațional pentru a satisface nevoile clientului. În noul context, arătat de Orwell, cetățeanul nu mai este un subiect irațional, ci acționează irațional. Și ceea ce trebuie să facă puterea este să recolteze orice informație cu privire la tendințele iraționale ale cetățenilor și să le folosească. Așa că puterea nu are nevoie de legi restrictive și poate nici de o poliție, ci mai degrabă are nevoie să își golească cetățenii de gânduri golindu-i de cuvinte. În romanul 1984 al George Orwell este descrisă o astfel de dictatură distopică futuristă, care nu este o dictatură. Nu este o dictatură în sensul tradițional al cuvântului. În sensul că partidul interior nu domnește prin legi,
ci domnește prin limbaj, prin newspeak. Dar mai ales domnește asupra unor cetățeni care sunt caracterizați printr-un vid lăuntric. Și crima de gândire constă în încercarea de a depăși acest vid lăuntric și a regăsi sensul în limbaj și în relația umană. Și din cauza aceasta este pedepsită relația dintre cei doi protagoniști ai romanului, care este o simplă relație de iubire inocentă, dar tocmai pentru că această relație readuce aspectul uman, acolo unde totul este deja mașină. Există trei slogane care stau la baza puterii în 1984 și judecațiile și spuneți-mi dacă nu stau la baza puterii în 2018. Primul este războiul înseamnă pace, al doilea este sclavie înseamnă libertate și al treilea este ignoranța însemnează putere. Și dacă nu recunoașteți aceste trei slogane ca fiind implementate în structurile puterii din timpul nostru, însemnează că sunteți victimele ale sistemului, adică ale acelei dictatori care pleacă din lăuntru. Social media a provocat un salt în privința aceasta. Acest salt a fost deja anticipat de dezvoltarea filmului și a muzicii, a artei în ultimele decenii. Vreau să dau un exemplu. Există două filme cu același titlu. Titlul este True Grit. E vorba despre un western. Primul film este cu John Wayne. Cred că este al lui Ford, făcut pe undeva prin anii 60. Și este vorba despre o tânără care angajează un șerif rogue pentru a-l prinde pe ucigașul tatălui ei. Bineînțeles că rolul din film este și John Wayne, care este grozav și este pistolar și nu e nevoie să vă povestesc filmul pentru că știți cine este John Wayne. Acum, filmul, noul, reluarea filmului, care s-a făcut acum 2 sau 3 ani, cu același titlu, respectă textul cărții, fiindcă filmul este ecranizarea unui roman western. Și textul cărții este o narațiune la persoana întâi, făcută de o fată de 14 ani. Pentru că scriptul filmului urmează textul cărții, a fost foarte mult criticat. Și care a fost principala obiecție adusă la acest film? Aceea că vocabularul fetei este prea articulat, prea bogat, prea inteligent, prea matur pentru o fată de 14 ani. Cineva a răspuns la această obiecție arătând că eseuri ale fetelor, iar să luau parte pe băieți, de 14 ani, din Arkansas și din câteva state din sud-vestul Statelor Unite, deci exact zona în care se petrece filmul, eseuri făcute la școală în acea perioadă, pe la 1870, arată că tocmai acesta era modul în care o fată încerca să frazeze o lucrare la literatură și dacă era foarte inteligentă și era de nota 10, vorbea cam ca fata din film. Deci aceasta este o fată foarte inteligentă. Dar cert este că orice adolescentă de școală americană, de în zona rurală sau de oraș mic, în acea perioadă, încerca să vorbească așa. Și întorcându-ne la era contemporană, obiecția că nu așa vorbește o adolescentă la 14 ani dovedește tocmai această sărăcire a limbajului. Dar obiecția nu arată doar că a existat o sărăcire a limbajului și a gândirii. Obiecția arată că acest proces este, să zic așa, corect politic. Și că este incorect politic ca eroina din film să fie altfel, pentru că ni se spune adolescenții nu pot vedea un rol model în ea. Dacă vorbește așa, ea trebuie să fie puțin mai freaky, puțin mai cool, vă dați seama ce vrea să spună. Asta arată că Orwell a avut dreptate. Și când trecem de mass media, de un reportaj sau de știri, dar când ajungem în lumea filmului și a literaturii, tendința a fost de permanentă sărăcirea limbajului, de sărăcirea gândirii, adică a fost o tendință spre newspeak. Nu e nevoie să spun că probabil este observația dumneavoastră că social media a exacerbat această tendință și că social media a devenit o mașină de prostire.
nu pentru că oamenii ar fi fost prea inteligenți sau prea articulați înainte. Dar cu siguranță că a exacerbat această tendință și aceste preocupări. Acum, problema pe care a observat-o Orwell și pe care o arată scandalul Facebook, Cambridge Analytica, este instrumentalizarea politică a acestei tendințe. Și aici, probabil că Orwell trebuie ascultat cu atenție, fiindcă ne spune că asta poate duce la cea mai teribilă tiranie, ceva nou, cum nu a fost nici sub Stalin, nici sub Hitler. Despre ce este vorba? Mai întâi, așa cum știm, probabil ceva mulți dintre noi, Cambridge Analytica este o firmă americană, care este bazată pe o paradigmă de psihografie care a fost elaborată la Universitatea Cambridge. Și așa cum arată această, numele acestei paradigme. Deci nu e vorba de psihologie în sensul clasic al cuvântului, în care un psiholog, un psihanalist sau un psihoterapeut stă în fața ta. Și pentru că psihanalist sau psiholog este și el om. Și în ultima instanță are aceleași probleme. El reflectă ca oglindă emoțiile și chiar pulsiunile tale din inconștient și iraționalul din tine, îl oglindește în iraționalul din el. Dar scopul lui este să te elibereze de iraționalul din tine. Viața omului, ne spune psihanaliza, este încapsulată într-o minciună. Scopul psihanalistului este să te elibereze, să te decapsuleze, să te elibereze de minciună, să deschidă ochii. Adică să te ajute să raționalizezi acei demoni și acele simptome și probleme pe care le ai și nu știi ce cu tine. Cambridge Analytica merge în direcția opusă. Scopul este acela de a identifica aceste tendințe raționale pentru a le instrumentaliza. Pentru a le instrumentaliza în comerț, pentru că acesta a fost scopul primar, adică o corporație vrea să-și vândă marfa, vrea să recruteze clientelă, trebuie să știe la ce tendințe iraționale să apeleze. Teza clasică în economia societății de consum este că cumpărătorii sunt subiect rațional și ca atare producătorul trebuie să țină cont de această raționalitate a subiectului pentru a satisface. Noua teză este aceea că cumpărătorul este irațional și de aceea reclama trebuie să apeleze la ceva irațional în el pentru a-l determina să facă o decizie irațională. Exemplu clasic e reclama de Marlboro. Nu devii un cowboy atletic dacă fumezi Marlboro. Dar asta, pe undeva, apelează la alte tendințe iraționale din tine și tu ajungi să crezi undeva în inconștientul tău că dacă fumezi Marlboro, arăți mai cowboy sau mai atletic sau mai macho. E bine, lăsând la o parte reclama de Marlboro. Cambridge Analytica nu implică prezența umană, adică psihologul care reflectă oglindă problemele pacientului său. Ci dimpotrivă, rolul psihologului aici este să decidă ce date trebuie să fie colectate și în ce structuri de date pentru a fi analizate și pentru a oferi rezultatele folosite sau instrumentalizate politic și aceste date sunt în general prelucrate de o mașină și sunt colectate de o mașină. Vorba de inteligență artificială, nu e vorba aici de o inteligență umană. Însă, care este ideea? Și aș vrea să spun că, deși o mașină nu va putea niciodată să te înțeleagă, o mașină poate să cuantifice tendințe tale iraționale, să facă predicții pe baza lor și, ca atare, aceste predicții pot să fie instrumentalizate de o putere politică care apelează la irațional. Somnul rațiunii naște monștri, nu-i așa? Un exemplu. Cineva face filozofie la college. Și această dată este considerată esențială pentru recrutarea unui câmp întreg, unui câmp mai larg de subiecți. Este deci variabila face filozofie la college. Acum, întrebarea este ce alte variabile trebuie să intre această funcție. Și probabil dumneavoastră și cu mine, în naivitatea noastră de oameni a unei istorii deja apuse, ne gândim, păi dacă face filozofie la college, trebuie să ne întrebăm ce-l interesează, ce cărți citește,
pe ce site-uri merge, care sunt ideile lui filozofice. Pentru că noi ne închipuim că puterea discută cu subiect rațional și băi, băiatule, tu faci filozofie, ok, și mie îmi place filozofie, spune viitorul președinte care mi-a zis că minte, da? El știe să joace aici, care sfătuitorii săi, și hai să discutăm despre Schopenhauer. Nu. A doua întrebare este legată de temperament. Este introvertit sau este extrovertit? Pentru că nu ne interesează motivele raționale pentru care ceva face psihologie, ci motivele iraționale pentru care face psihologie. Și aflăm că este introvertit. În sfârșit, a treia variabilă în ecuație este că și-a cumpărat un tricou. Și a patra este că acest tricou a avut culoare albastră. Și acum hai să explorăm un câmp mai mare de subiecți investigați care au fost trași în capcană. De exemplu, pe Facebook s-au făcut sondaje de psihologie, vrei să te cunoști pe tine însuți, parcurge sondajul acesta, ați întâlnit din astea multe pe internet. Nu e așa? Parcurgi sondajul acesta, ești cuantificat, cuantifici, pui unul sau doi sau trei la fiecare întrebare, după aceea faci suma la urmă și ți se dă un rezultat. Însă scopul sondajului nu este să te cunoști tu mai bine pe tine însuți, ci să culeagă informații, să-ți facă portretul tău psihologic. Și ce caută acum mașina? Pe Facebook și pe internet și în social media și peste tot unde poate să întâlnească subiecti pe care de la care a cules informații similare, este dacă mai există cine mai face filozofia la 21 de ani, cine este introvertit, cine a cumpărat un tricou și tricoul a fost albastru. Și veți întreba ce legătură au toate aceste lucruri. Ce legătură are filozofia cu culoarea tricoului? Sau cu faptul că individul este introvertit? Probabil că întrebarea aceasta ar fi mers pe vremea lui Aristotel. Dar în timpul nostru nu te întreb ce legătură are. Ci mai degrabă vezi ce alt lucru mai au în comun aceștia. Pentru că scopul este nu să apelezi la o decizie rațională a subiectului, ci la una irațională. Și după aceea se decide la ce slogane și lozinci răspunde acest trib digital. Suntem împărțiți în triburi digitale. Și aceste triburi digitale nu sunt construite în jurul unui crez rațional comun, a unei atitudini raționale comune, ci sunt construite în jurul unor tendințe iraționale comune. Și din cauza aceasta, dacă urmăriți profilul dumneavoastră pe Facebook, care ni s-a promis că ne va fi oferit să-l vedem noi înșine, însă probabil că vă veți mira că veți spune acesta nu sunt eu. Nu, nu, eu știu bine ce fac. Nu este vorba de ce știi tu despre tine însuți, de ceea ce nu știi tu despre tine însuți. Și pe baza unei astfel de analize, unei astfel de psihograme, se fac preziceri cu privire la limbajul, la memele, o altă noutate, la lozincile și promisiunile la care vor acționa diferite triburi digitale și se fac predicții cu privire la opțiunilor viitoare și tendințele care pot fi speculate. În concluzie, suntem în 1984, în sensul că nu avem nevoie de legi staliniste sau de un Gestapo în Germania nazistă, ci mai degrabă este o permanentă poliție a gândurilor pe care ne-o facem noi înșine. Noi nu ne cunoaștem pe noi înșine și alții ne cunosc mai bine. Și pentru că ne cunosc mai bine, știu să ne conducă. Scopul nu este o democrație în care cetățenii rațional dezbat binele res publicii. Scopul este o conglomerat de triburi digitale care pot fi conduse cu incantații magice, cu superstiție, cu promisiuni fantasmagorice, cu temeri iraționale sau speranțe iraționale în direcția în care vrea cineva. Asta e lumea în care trăim. Și pentru că George Orwell a folosit ca laborator literar pentru 1984, Clergy's Daughter, vă invit să folosiți ca laborator biserica dumneavoastră și să observați.
cum apelul la rațiune este nu numai evitat, este criminalizat. Cum principiul contradicției este la rândul lui văzut ca o crimă de gândire. În romanul George Orwell, scopul întregului program de New Speak și New Thought era să-l facă pe individ să nu mai aibă principiul contradicției, adică să nu mai observe contradicțiile din sistemul care îi se prezintă și mai mult decât ca mintea să se obrească când se zeze aceste contradicții. Observă acest lucru în predici, observă la credincioși. Dacă ies din biserică și privesc în agora politică, care nu mai este o agora de multă vreme, ci este mai degrabă un dans de tam-tam în jurul focului, observă în aceste triburi care se formează pe internet același lucru. Incapacitatea de a observa contradicțiile logice și un instinct sigur de a se opri din gândire atunci când sunt pe cale să descopere. Deci, programul a reușit dincolo de așteptările lui George Orwell și suntem în 1984, așa că vă salut cu cele trei lozinci. Războiul este pace, sclavia este libertate, ignoranța este putere. La revedere!